Salutare! Azi încep acest clip ceva mai târziu. Am fost și am pus un colet pentru Marian Adventure, pentru Nașu, așa zic eu. Din ce am făcut eu zilele astea? Porcării. Și el gătește foarte bine, chiar foarte bine. Vrea să-și facă un canal, nu știu dacă acum mai este de actualitate, în care să și gătească. Vă spun, e un bucătar desăvârșit, dar nu cred că a avut timp, pentru că el a tot fost plecat. Îi pun un pachet, sper să se bucure de ce am făcut eu și să-i placă. Da, astăzi îi gătim afară, e mult mai plăcut. Au fost 2 grade dimineața, acum sunt vreo 5 și undeva pe la amiază o să fie 10, deci e temperatura perfectă pentru mine. Și important, poate să fie și minus 5 grade, să nu bată vântul. Vedeți? Nu bate vântul. Perfect. Eu dacă am fost și am pus coletul, am fost și la cumpărături. Hai să vă arăt ce am cumpărat. Am cumpărat slană. Și în slană ce poți să faci? Jumări. Mă, tot ceartă lumea. Eu nu pronunț la gula și se zice guiaș, dar ungurul, pune-l pe ungur să zică tocăniță. Și nu o să știe. Da. Fiecare în zona lui pronunță cum s-a învățat. Da, facem jumări. Am aici cam 5 kg de slană. A costat cam 50 de lei. De la magazin, ambalată. Asta arată ceva mai bine, are și ceva carne. Cred că știți cum fac eu jumările, cu ceva ceapă și bere. Berea e prietena cea mai bună a porcului. Întotdeauna am zis asta. O să aromeze extraordinar. Dar, în ceaunul cu jumări, că o să facem la ceaun afară, o să pun și niște cartofi. O să vedeți ce gust o să prindă și ce fain se fac. Cu jumările astea trece iarna. Nu o să iasă ele prea multe, dar este și untura importantă. Poți să faci din jumări, poți să faci o pastă de jumări foarte, foarte simplu, cu ceva ceapă, usturoi, puțin muștar, un nou, bagi la blender și aia e. Eu nu o să mai fac pastă de jumări astăzi, o să fac doar jumări, untură și cartofi în untură de porc. Mama mea, abia aștept. Hai să ne apucăm de treabă. Prima dată o să curăț eu cartofii, ceapa și dăm drumul la ceaun. Am curățat cam 5 cartofi medii, 2 cepe medii. Acum trebuie să tăiem slana. Să o băgăm la ceaun. Suflec mânecile și mă apuc să tai slănina. Încerc să fie bucăți cât mai egale. Uite, cam așa. Asta e faină, bucata asta. Ia ce fain este. Are și carne. Mama mea. Dacă găseam toată slana la fel, era bine. E, tot o să iasă. Ia uitați. Uite ce faină e bucata asta. Cărniță. Așa o să tai toată. Sau un cerc. Am tăiat slăninuța, vedeți, bucăți mari. Mie nu-mi plac jumările alea așa cât unghia. Nu. Astea sunt, o să iasă faine. Eu vroiam să le fac, am un tuci. Am zis că acolo se încapă perfect. De unde? Ia uitați. Am aici un lighean. Asta e mare, cât masa, uite, cât ligheanul de slană. Trebuie să aduc ceaunul ăla mare. Asta e bine. Iese și untură și jumeri. Mamă mia. Am pregătit ceaunul ăsta mare și linguroiul. Ceaunul ăsta cred că l-am de 10 ani și este ca și nou. Dacă îl speli bine, nu știu, nu s-a dus deloc din smalțul ăsta. O oală de aia de teflon care e scumpă, în 3 luni e gata. Ăsta este impecabil. Spălat bine, este ca și nou. Gata, prind focul.
o lingură de untură în ceaun. A început vântul. N-am noroc. Dar tot o să gătesc afară. Așa. Și acum pun slana. Opa. Stai aici. Perfect. Focul nu trebuie prea tare și amestecăm nicănecând. Când slana a început să lase untură, eu am pus o bere la 500 de mililitri. Acum o să și fiarbă, berea se va porăi imediat, m-am spus, porcii prieteni foarte bun cu berea, cei mai buni prieteni, frați. Berea se evaporă, ele se înmoaie pe mijloc și după o să fiarbă în untura lor. O să iasă cele mai bune jumuri. Vai, dacă miroase. Berea s-a evaporat. Acum slăninuța o să se topească. Bag și două cepe. Să vedeți ce aromă faină o să dea. Și lăsăm la foc mic. Perfect. Acum o să pun și cartofii. Deci o să fie cei mai buni cartofi care i-ați mâncat vreodată. Se și fierb, se și coc în untura asta, faină. La foc mic. Hai să vedem cum arată. Uite. Cartofii încep să se facă. Și jumările. Vai, dacă miroase aici. Sare nu pun. Iată. Perfect. Așa arată cam după o oră. Încă mai trebuie. Da și un cartof. Cred că 20 de minute la foc mic și sunt gata. Perfect. Îmi vine să gust o jumară și așa.
dar nu mai las. Cartofii sunt gata. Uitați ce bine arată. Jumările mai au 5 minute, cred. Uite. Perfect. Ia uitați. Mie nu-mi plac jumările acelea uscate. Eu așa o să le las. Când se răcesc, să vedeți ce fain o să fie. Acum cu o strecurătoare le scot, opresc-o cu gata. Uite ce frumusețe. Și untura a ieșit suficientă. Mamă mia. Au ieșit ceva jumări. Doar ce le-am scos. Frig de numai. Ăștia sunt și cartofii faini. Aici o pălincă. N-ai cum să mănânci jumări fără pălincă și ceapă. O bunătate. Las să răcească și o să și gust. Mama mia, câte jumări mi-au ieșit. Și untură multă. Am pus aici, cred că nici jumătate din jumeri, au fi foarte multe. Așa. Un pahar de pălincă, neapărat. Deci, nu de cartofi. Jumerile, cum am zis, nu se mănâncă fără ceapă. Am aici ceva ceapă cu sare. Da, tot aici. Să ridic puțin să se vadă. O să pun un pahar de zeamă de varză. Uite ce culoare faină are. Puțină sare aici. N-am pus deloc sare, nici pe jumeri, nici pe cartofi. Uitați cât de bine arată. Încă puțin la să răcească și vă spun rezultatul final, dar cred că vi-l imaginați. O bunătate. Hai să vedem. Dar niciodată să nu mâncați jumările pe stomacul gol. Întâi, par de pălincă, pace, sănătate. Extraordinar. Hai să sting puțin cu zeamă de varză. Cât este de bun. Prima dată din cartof. Încă e fierbinte. Nu ați mâncat niciodată cartof atât de bun. Vă spun sincer. Niciodată. Da. E cartoful ăsta. Înăuntru e ca un piure. Pe afară este crocant. Iar gustul este n-ai cu ce să compari. Hai să vedem și o jumară. Încă sunt fierbinți. Mamă, ce bună. Vai, ce bună este. Nu le lăsați să se usuce de tot. Eu puteam să mai obțin untură de aici. Vedeți? Dar eu am făcut jumări.
Jumarea nu mai avea nicio valoare după. Ia, uite. După ce oprești. Da, început. Mănâncă. Vai de mine. Da. Trebuie să închid video. Că nu mă pot opri din casă. Pace, sănătate. Mă iau o bucată. Vai de cât este de bună. Da. Trebuie să închid mai repede acest video. Nu am cuvinte. Nu am cuvinte să vă spun ce delicatesă a ieșit aici. Faceți așa jumările cum le-am făcut eu. Nu pune sare deloc. La sfârșit. Puneți puțină sare. Băgați ceva cartofi. Ceapă în jumări. Cu o zeamă de varză. De la putină. Copălincă. Vai de mine, vai de mine, vai de mine. Asta este, nu știu, spiritul Crăciunului. La mine a venit deja moșul. Asta e ce trebuie. Eu vă mulțumesc. Vă spun poftă bună, la revedere. Nu uitați. Ținem legătura. Doamne ajută. Neapărat să faceți așa jumări. Cartofi înăuntru.